ce spune vorbele astea adevărate? Dana domnul Vasile, pentru surorile lui, pentru doamna Buia și Măruța, să rămână lor să le dea Dumnezeu fericire, pentru surorile lor, așa cum spune domnul Marie. Ia-uzi, Dana Cani, pentru măicuța lui sufletului, pentru doamna Buia, să-i trăiască copiii ei. Mai Doamne, cunosc omul după fagăță, Doamne. Care e? Mai Doamne, să-mi prefacă că mi-a frate, să prefacă că mi-a frate, tarane sânge de șarpe și mărmușca peste noapte. Ce s-a gândit lumea, am simt și pe vina mea. Doamna domnul Tudor Spăitoru, 50 euro pentru toată lumea prezentă. Și spune din suflet câteva vorbe. Are o misiune care trebuie să o ducă la capăt. Aia care o știu, care sunt adversarii lui, nu e pervers, vrea să-i anunțe. Rivalii care sunt să pregătească, că s-a jurat pe fata lui că la prima întâlnire va fi vai de ei, vai de morților, așa cum spune domnul Tudor. Și fac și o strofa asta cea mai grea. Știi, spune domnul Tudor, au strofa asta. Ferească domnul din ce. Fenească domnul din cer să ajungă sluca boieri, că sluca când se pricopsește, nimeni nu o mai potolește. Să rămână de suflet, ar vrea să pună stăpânire, s-ar putea și pe tine. Auzi acum și răspunsul numărul 1. Eu nu m-am sperit, Doamne. Dar eu nu m-am sperit, Doamne, de fraierul care apare ca ciuperca după baie. De ce? Că dacă sper un pic mai tare, stop! Mai Doamne, dacă sper un pic mai tare, într-o secundă dispare când bate razantă soare. Ce fraier fără valoare. N-am născut cu sânge rece, peste noi nimeni nu trece. Mai mai, să rămână la copiii voștri.